știți, biserica face astăzi prăzbuire a întâmpinării Domnului nostru Iisus Hristos și m-am interesat pe interesat să vă spun câteva cuvinte, foarte puține, ca să nu prelungim după finalul Sfintei Liturghii momentul dumneavoastră de osteneală și al nostru deopotrivă. Despre praznicul Sfântul Praznic al Întâmpinării Domnului, pentru a rezuma doar în câteva cuvinte acest praznic, aș vrea să vă spun doar faptul că Mântuitorul, așa cum a respectat și s-a conformat acestor prescripții ale legii mozaice, adică ale legilor lăsate de Moise, poporul Israel, această conformare, adică această împlinire a formalității de a fi adus a patra zi după ce s-a născut la templu, nu face altceva decât să-L arate pe Mântuitorul Hristos ca fiind unul dintre cei care trăiește firesc în mijlocul sau în sânul societății iudaice, ca un iute care nu vine să strige nici de cum legea pe care Dumnezeu a lăsat să lui Moise, înaintașului său. Și așa cum însuși spune mai târziu, n-am venit să strig legea, ci să o plinesc, să o plinesc. La templu însă se întâmplă un fapt deosebit și anume că un bătrân, anume Simeon, care avea vârsta de 360 de ani, aștepta această întâlnire cu Mesia. Și de unde știm noi, din tradiție, știm că la un moment dat, 70 de bătrâni, 4 secole înainte de venirea Mântuitorului Hristos, s-au adunat ca să facă o traducere a textelor Vechiului Testament referitoare la canonul acesta al Scripturii, al Vechiului Testament pe care îl avem astăzi, în varianta grecească, care se numea și se numește, de altfel, Septuaginta, în limba greacă, pentru că limba greacă era o limbă de circulație internațională, așa cum este astăzi, poate limba engleză și va fi în viitor chineză și așa mai departe. Și pentru ca să aibă circulație universală textul Vechiului Testament, s-au întâlnit acești 70. E, ce s-a întâmplat cu acest drept Simeon? Dreptul Simeon, pentru că le revenea prin sorți, prin sorți le revenea către un text ca să-l traducă, Sfântului și dreptului Simeon, i-a revenit textul de la Isaia, în care cuvântul fecioară, el l-a tradus cu femeie tânără, fiindcă îi se părea absurd să traducă fecioara care a luat în pântece și a născut un fiu. Era ceva nefiresc. Era ceva împotriva naturii, împotriva firii. Și atunci, el a hotărât că scrie lucrurile în textul, în traducere, din limba greacă, așa. Peste noapte, Îngerul schimbă textul cu fecioara. Și așa se întâmplă de trei ori. Și pentru că era un om de bună credință, dar totuși pentru că a avut această împrejunare a inimii, a primit ca un fel de, să-i spunem, blestem, ca să nu moară, până nu-l va vedea pe Mesia, cel despre care, sau la care face referire prorocul Isaia. Și atunci, când se întâlnește cu Mântuitorul Hristos, cu pruncul Iisus, la templu, el rostește aceste cuvinte pe care biserica și-a însușit ca la fiecare slujbă de priveghere, la fiecare slujbă de decenie, să fie repetate. Acum slobozește pe rogul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace. Pe văzură ochii mei, mântuirea ta, pe care ai venit-o înainte feții tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Deci, este vorba despre o deslegare pe care el o primește la momentul de
altfel providențial în care se află și el acolo la templu la momentul când Fecioara Maria împreună cu Iosif vin ca să-și închine trupul cel de parte bărbătească lui Dumnezeu. Așadar, praznicul de astăzi devine în felul acesta o certitudine și pentru noi și ne certifică faptul că tot pericopa evanghelică de astăzi completează foarte frumos și un text pe care ar trebui să-l medităm mai mult. Rupul acesta va fi spre ridicarea și spre căderea multora. Adică a celor multora din cei care cad, cei care se poticnesc, cei care nu cred, cei care au o dificultate în a putea percepe realitățile duhovnicești. Viața duhovnicească pe care nu o putem percepe decât cu această dedublare a simțurilor fizice pe care le avem, cele cinci. Noi avem și cinci capacități ale simțurilor spirituale, corespondente celor cinci fizice, biologice, pe care le putem percepe cu toții foarte ușor. Și în încheiere, pentru că am încercat să comprim cât am putut de mult să concentrez cuvântul de astăzi, cred că ar fi bine să vă transmit acest gând care mi-a venit, și anume apropierea de Sfintele Taine prin împărtășirea cu Sfintele Taine, atunci când preotul vă provoacă să vă apropiați de Sfântul Potirul, ne ajută această întâlnire, această împărtășire concretă cu Sfintele Taine, să putem să cultivăm sau să avem această cultură, această creștere a celor cinci simțuri duhovnicești, adică să putem să percepem realitățile duhovnicești în așa fel încât să ne purtăm ca niște fii și nu ca niște renegați sau ca niște acurisiți. Pentru că de foarte multe ori se întâmplă ca nu credinciosul să fie oprit de preot la spovedanie și să nu primească Sfintele Taine, ci el pe sine însuși se oprește. Și noi spunem că atunci când un credincios nu primește Sfintele Taine, este oprit, este afurisit, scos din comuniunea bisericii. Dar pentru că nu îl oprește un preot, se oprește de la sine, avem această societate înțesată de oameni afurisiți, nu știm de ce. Tocmai de aceea, pentru că fiecare face ce-l taie în capul, cum simte, cum crede, totul la dimensiunea noastră subiectivă de oameni care discernem noi ce e bine, fără să avem o autoritate superioară și o autoritate avizată, cea a duhovnicului la care ar trebui să facem apel cu toții. Așadar, mă îndemn să vă împărtășiți cât mai des, că așa este firesc, când sunteți invitați la o masă undeva și sunteți invitați de seamă cu invitații, apel telefonic, cu insistențe de a nu lipsi de la masa care vă este pregătită și care vă este adresată, ar fi nenormal să stați undeva departe, toată lumea să stea să servească și dumneavoastră să vă uitați. Cam același lucru e și aici, în Sfânta Biserică, în Sfânta Mărtășanie. Nu stați și vă uitați, ci străduiți-vă să vă apropiați, să vă luați această necesitate, acest combustibil